Construcția autostrăzii Timișoara-Lugoj este împărțită în două loturi. Primul lot este varianta ocolitoare Timișoara cu o lungime de 9,5 km, iar cel de-al doilea lot, autostrada Timișoara-Lugoj cu o lungime de mai bine de 25 de km. Lucrările la cel de-al doilea lot nu se știe când vor începe, deși lucrările la primul lot se derulează mai repede decât era preconizat. Până acum, la varianta ocolitoare Timișoara era programată executarea a 16,67% din lucrări, însă s-au realizat 28% din acestea. Da, progresul actual fizic reprezintă aproximativ 28% la nivelul lunii martie, sfârșit luna martie. Actualmente, cum v-am și menționat, în momentul vizitei pe șantier veți observa aparent, față de lucrările executate, un progres mult mai mare. Cred că în jur de 40%. Punct de vedere al consultantului, nu pot să dau o estimare concretă vis-a-vis de termenul de finalizare. Este parte de organizare și management al antreprenorului. Lucrările pentru lotul 2 nu pot să spun nimica, sunt în fază de pregătire, au fost inițial contestate, urmează să fie relicitate în luna iunie, din informațiile care le avem. Totodată, lotul 1, adică varianta ocolitoare Timișoara, este împărțită în două secțiuni, prima de 4,5 km și cealaltă de 5. Prin execuția traseului se întrerup rutele principale a 4 drumuri comunale, 2 drumuri agricole și a unui drum local. Lucrările la lotul 1, dacă condițiile care au fost îndeplinite până în acest moment vor fi respectate, cred că, părerea noastră, antreprenorul va termina lucrările la timp, recte 9 aprilie 2013. Proiectul autostrăzii Timișoara-Lugoj este parte integrantă a programului operațional sectorial transport 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1.422 de milioane de lei, cea mai mare parte a finanțării obținute realizându-se prin fondul de coeziune al Uniunii Europene.